Salut, sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou tutorial de origami 3D. Astăzi o să continuăm seria noastră de logo-uri, sau mai bine zis de steaguri, sau mai bine zis, și mai bine zis de modele de steaguri, logo-uri, embleme, ce o fi. Și am luat momentan o pauză de la logo-urile propriu-zise, pentru că nu am mai avut idee ce să fac și nici n-am mai găsit un model frumos. Și am zis că hai să încerc să fac niște steaguri, să văd ce o ieși, și a ieșit asta. Deci astăzi începem cu steagul Regatului Unit. Arată așa. Eu zic că e destul de apropiat de realitate. Vă las pe voi să vă ziceți părerea. Nu sunt foarte mari. Necesită totuși destul de multe piese, cam ca un logo normal. Poate nici chiar 3 sferturi maxim. Dar arată cam așa. Sunt foarte frumoase. Nu sunt nici mari, nici mici. Bine, eu le-am făcut cu piese din acestea mici. Dar nu au dimensiunile exagerate. Sunt foarte bine proporționate. Și dacă le faceți și pe cele din, dacă le veți face și pe cele din tutorialele viitoare, puteți să vi le puneți undeva pe perete, să aveți așa o colecție frumoasă de steaguri. Voi știți ce faceți cu ele. În fine, deci așa arată modelul, haideți să trecem la tutorial. Ok, pentru acest steag o să construim rândurile exact ca și la logourile de până acum ale echipelor de fotbal și le vom face în felul următor. Vom lua mai întâi piese albe cu spatele, le vom ține așa astfel încât să nu le scăpăm și aici în margine de tot adăugăm o piesă roșie cu fața și cu buzunar liber în dreapta. După aceea în stânga ei adăugăm două albe normale, deci cu fața. Tot așa, conectăm două brațe. După aceea avem patru albastre, mă rog, momentan una. Și apoi, pe măsură ce rămânem fără piese albe cu spatele, luăm, le ținem așa și construim rândul cu fața. Da? Și acum avem, cum am zis, patru albastre. Așa. După aceea avem una albă aici cu buzunar liber, așa, și apoi iarăși adăugăm o piesă albă cu spatele aici, mai luăm piese albe, le ținem cu spatele și construim în continuare. Și acum după piesa albă avem două roșii, ups. După aceea, încă una albă. Așa. După aceea, avem iarăși patru albastre. Deci, luăm în continuare și ținem piese aici. Așa. Și acum punem piesele albastre. Exact așa. Și în continuare punem piese albe cu spatele, ca și până acum. Cu mare grijă însă, pentru că s-ar putea să se dezmembreze rândul și nu vreți asta. Și acum, în continuarea acestor piese albastre, vom avea una albă, una roșie. Și la final o să avem două albe. Una, două. Ok. Și acesta este rândul de jos, care arată așa. Deci avem roșu, două albe, patru albastre, alb, două roșii, alb, patru albastre, alb, roșu, două albe. Deci este aproape simetric, da? Nu este 100% simetric. E simetric doar până aici și după aia capetele diferă. Din câte vedeți aici avem două piese albe
și aici nu avem niciuna după cea roșie. Bun, și acum nu vă faceți griji că momentan face așa ca viermele. Pe măsură ce adăugați rânduri, o să vedeți că se stabilizează. Așa că acum vom adăuga deasupra un rând de piese albe cu spatele. Deci de aici până aici. Aici, la aceste steaguri, nu vom mai pune în lateral și cu buzunar liber, pentru că nu vom crește numărul de piese. Atâtea câte avem în primul rând, așa o să avem în toate rândurile, da? Deci aici, deasupra, un rând de piese albe cu spatele. Ok, și momentan o să arate așa, da? Acum, aici deasupra, începând de la piesa aceasta roșie, o să avem așa, una albă deasupra ei, după aceea, în stânga, una roșie, după aceea, două albe, desigur, cu fața, apoi, trei albastre, deci doar trei, nu patru. Așa, apoi una albă, două roșii, încă una albă, după aceea tot așa trei albastre, așa, apoi aici una albă, una roșie. Da, am făcut eu o mică greșeală. Aici vom avea una singură albă. Deci, cum privim rândul așa, avem în stânga cele patru piese albastre, apoi una albă, una roșie și apoi una singură albă, nu două, cum am spus la început. În rest, totul se construiește normal. Și aici vom avea două albe la final. Și acum o să arate așa, după care adăugăm deasupra un rând de piese albe puse cu spatele. Ok, și momentan o să arate așa. V-am zis că se mai îndreaptă pe măsură ce adăugăm rândurile. Ok, acum vom adăuga pe margini câte o piesă albastră, una aici și una aici, așa. După aceea, aici deasupra celor trei albastre o să avem câte două albastre pe fiecare parte. Așa, în centru totul rămâne la fel, adică două albe și două roșii, pentru că avem acea cruce roșie în mijloc. Bun. Și acum, aici în stânga, unde avem două piese, vom adăuga tot două piese albe, desigur, și aici în partea dreaptă una singură. După aceea, lângă piesele albe, avem câte una roșie, una aici și una aici. Apoi, în dreapta, avem două albe. Așa. Și în stânga, una singură. Și, momentan, arată așa. Iar acum, deasupra, vom adăuga un rând de piese albe puse cu spatele. Bun. Acum, vom avea aici deasupra celor două piese albastre, câte una singură. Exact așa. Și acum pe margine câte două albastre. Da? Deci două aici, două aici. Așa. După aceea, în centru am zis că rămâne exact la fel. Adică două albe și două roșii. Apoi, cu piesele roșii vom merge pe diagonală în sus. Deci, practic, o luăm întotdeauna pe diagonală până ne vom întâlni cu ele în centru. Și acum, în spațiile acestea libere, avem piese albe. Ok. Și o să arate așa. Iar acum deasupra vom adăuga un rând de piese albe cu spatele. Ok. Acum în continuare pe margini, unde avem albastru, vom avea câte 3 piese albastre pe fiecare margine.
Deci 3 aici și 3 aici. Exact așa. După aceea în centru am zis că rămâne totul la fel. Așa. Iar apoi aici în continuare mergem cu piesele roșii pe diagonală. Așa. Iar apoi în spațiile acestea libere o să avem piese albe, da? Deci peste tot unde avem aici liber, avem piese albe. Ok. Și o să arate așa, iar acum, ca de obicei, un rând de piese vom pune deasupra, un rând de piese albe cu spatele. Ok. Acum rândul acesta va fi ceva mai simplu, și anume vom avea aici două piese albe, roșii în centru, iar și aici și aici vom avea numai piese albe. Deci tot rândul va fi ocupat de piese albe. Mai întâi să le punem pe cele din margine. Și aici peste tot piese albe. Ok, și acum vom adăuga deasupra piese albe puse cu spatele. Deci tot rândul piese albe cu spatele. Ok, acum deasupra vom avea numai și numai piese roșii. Mai întâi le punem pe cele din margine așa. Iar tot rândul acesta va fi format numai din piese roșii. Vom avea două rânduri de piese roșii, dar momentan îl vom termina pe acesta. Ok, și o să arate așa, iar acum deasupra vom adăuga un rând de piese albe puse cu spatele. Bun, acum, exact ca mai devreme, vom pune deasupra încă un rând de piese roșii. Ok, și acum deasupra, ca de obicei, un rând de piese albe puse cu spatele. Ok, acum revenim exact ca mai devreme și acum vom copia aproximativ ce am avut aici jos, vom face sus. Așa că vom pune aici în centru două roșii. Așa. Iar tot ce avem aici în rest va fi umplut cu piese albe. Deci tot restul rândului piese albe, dar cu fața. Ok. Și acum deasupra vom avea un rând de piese albe puse cu spatele. Ok, exact așa cum ziceam. O să începem să construim ce am făcut aici jos. O să facem și sus, dar nu în totalitate la fel. Așa. Vom avea două roșii aici în centru, după care câte una albă pe fiecare parte, apoi câte trei albastre pe fiecare margine, adică acestea de aici, așa. Așa. Apoi aici vom avea în dreapta două albe, una roșie și încă una albă. Așa. Iar apoi aici o să avem imediat lângă cea albă din centru încă două albe, una roșie și una albă. Exact așa. Iar apoi deasupra vom pune un rând de piese albe cu spatele. Ok. În continuare avem cele două roșii în centru, urmate de câte una albă pe fiecare parte, apoi pe margine câte două albastre. Exact așa. Iar acum vom merge cu piesele roșii. Tot așa pe diagonală, doar că nu în direcția în care să se întâlnească în centru, ci în direcția în care se depărteze. Adică, practic, vedeți că fiecare dungă roșie merge către un colț. Așa vom face și noi acum. Așa că vom adăuga piesele roșii. Așa. Da. Bun. Acum, lângă piesele albe de aici, avem câte una albastră pe fiecare parte. Așa. Și în rest, în locurile acestea libere, o să avem piese albe. Exact așa. Iar acum deasupra vom adăuga un rând de piese albe cu spatele. Ok. În continuare, pe margine o să avem câte una singură albastră. Așa. După aia, aici avem câte două albastre.
Așa. Și una așa. Deci două aici și două aici. Apoi în centru, exact cum am zis, câte una albă pe fiecare parte și cele două roșii în mijloc pentru această cruce sau, mă rog, lungă, cum vreți voi să-i spuneți. După aceea, tot așa, câte una roșie pe diagonală. Așa. Și acum, în spațiile acestea libere, o să avem numai piese albe. Ok. Și o să arate așa pentru moment. Iar acum, vom adăuga deasupra un rând de piese albe cu spatele. Ok. Ușor, ușor ne apropiem de final. Mai avem doar două rânduri. Și, ca și până acum, o să avem aceste două piese roșii aici în centru și apoi câte una pe diagonală, în laterale aici, una așa și una așa. După aceea, câte trei albastre aici, deasupra celor două. Așa. Și acum, tot acest spațiu de aici, toate spațiile libere vor fi ocupate de piese albe. Ok, și o să arate așa. Iar acum vom pune încă un rând de piese albe cu spatele deasupra. Ok, și acum suntem pregătiți să punem ultimul rând, care va fi așa. Piesele roșii, cele două aici în centru. După aceea, cealaltă în dreapta aici. Și în stânga vom avea piesa direct pe colț, exact cum am avut-o și aici. După aceea aici câte patru albastre, patru aici și patru aici. Așa. Apoi, în toate aceste spații avem piese albe. Exact așa. Bun. Și acesta este steagul terminat. Să aranjăm piesele acestea pe aici. Un pic. Ok. Deci arată așa. Eu zic că arată destul de ok. Este apropiat de realitate. Bine, albastrul putea fi puțin mai închis, însă nu am avut așa că am folosit și eu ce am putut. Pe spate, ca de obicei, piese albe, nu trebuie să ne mirăm. Și cam așa arată, nu știu cât să zic, cred că e cât o palmă, n-am cu ce să-l măsor acum. Are în jur de, nu știu, cred că 15 pe vreo 10 cm. Ia. Hai că am găsit, deci, da, are aproape 10 cm înălțime sau lățime și lungime are vreo 13 cm. Deci cam așa, cam atât de mari sunt. Și acesta a fost primul din seria de steaguri. Vor mai fi și altele, desigur. O să vă învăț să le faceți mai pe toate, așa că fiți pregătiți și înarmați-vă cu piese. Bun. Cam atât și din acest tutorial. Sper că ați înțeles, sper că v-a plăcut și sper că v-a ieșit. Dacă aveți vreo nelămurire sau vreo sugestie, nu ezitați să lăsați un comentariu. Like, share, subscribe și ne auzim în următoarele videoclipuri. Salut!